Binecuvintele pe toți, să lăudăm Amin. pe Domnul că merită toată lauda și gloria. Amin. Deci nu vrem să ne pocăim, acum în vremuri de îndurare, cum vom putea să biruim, când va veni prigoana oare. Dacă acum nu adunăm uleiul sfânt ce dă putere, cum oare ne vom înălța spre țara dincolo de stele? Să ne pocăim că Domnul vrea să ne dea împărăția sa. Dă-ne, Doamne, tuturor, pune în inimă un dor, să așteptăm venirea ta. Să ne pocăim că Domnul vrea să ne dea împărăția sa. Dă-ne, Doamne, tuturor, pune în inimă un dor, să așteptăm venirea ta. Deci nu vrem să ne pocăim, cât e belșug și încă-i harul. Toiagul pâinii va fi rupt și va fi hrană cu cântarul. Mai bine să privim în sus, că doar acolo izbăvirea și toate semnele ne spun. Vine Iisus cu mântuirea. Să ne pocăim că Domnul vrea să ne dea împărăția sa. Dă-ne, Doamne, tuturor, pune în inimă un dor, să așteptăm venirea ta. Să ne pocăim că Domnul vrea să ne dea împărăția sa. Dă-ne, Doamne, tuturor, pune în inimă un dor, să așteptăm venirea ta. Domnul întreabă cine vrea, a lui cuvânt să-l împlinească. Curând pe nori el va veni și tuturor să răsplătească. Mai bine, fraților, acum cu fapte să trăim credința, că doar așa toți vor vedea că noi avem și pocăința. Să ne pocăim că Domnul vrea să ne dea împărăția sa. Dă-ne, Doamne, tuturor, pune în inimă un dor, să așteptăm venirea ta. Să ne pocăim că Domnul vrea să ne dea împărăția sa. Dă-ne, Doamne, tuturor, pune în inimă un dor, să așteptăm venirea ta. Amin, slăvit să fie Domnul. Amin, amin, Amin. lăudat.